Ședința ordinară din această lună a Consiliului Județean Vâlcea a avut și un caracter festiv, având în vedere că s-a ținut în anfiteatrul muzeului de la Bujoreni. În plus, pentru a sărbători Ziua Internațională a Iei, consilierii județeni, în frunte cu președintele instituției, au îmbrăcat astăzi cămăși tradiționale. Eu simt de fiecare dată, pentru că sunt cel care a gândit aceste evenimente din suflet și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ocazia să propun să facem astfel de evenimente, de la Festivalul Călușului până, iată, astăzi ziua ei, în care i-am invitat pe consilierii județeni, pe colegii mei să se îmbrace în ie și le mulțumesc celor care au venit îmbrăcați în ia strămoșească. Eu port o ie care este făcută la Stoienești, în județul Vâlcea. Am mai multe și le port cu mare drag ori de câte ori am ocazie. Inclusiv în deplasări externe am purtat ia strămoșească. Este din Borangic, să spunem. Da, din Borangic, 100% făcută la Stoienești. Fac și reclamă acum, asta este. Și Vesta, la fel, am și o ie de la Vaideeni. Cred că voi fi la Învârtita Dorului, îmbrăcat în ia de la Vaideeni. Este o zi specială. De unde o aveți? Din zona Horezului. Este o cămașă pe care am primit-o de la un cetățean în urmă cu 28 de ani. Din 1920 este făcută din partea familiei Drumeș, o familie care în Horezul acum nu mai sunt decât câțiva. Când o scoateți din ladă, să zicem așa? Când o scot? La toate sărbătorile importante, la balurile de peste iarnă, care se organizează la Căminile Culturale din Horezul, da. La Crăciun. Și angajații Consiliului Județean Vâlcea au scos astăzi din lăzile bunicilor cămășile tradiționale. Aceasta e frumoasă și foarte veche. O am de la străbunica mea, care a locuit în județul Argeș, comuna cu Casa Ținești. Cred că și ea o avea de la mama ei și se îmbrăcau cu ele la sărbători. Sărbătorile satului, la nunți și nu numai. S-a păstrat foarte bine. Da, mulțumesc, este țesută, nu mă price foarte tare la modele, însă cred că este țesută în război. Ca model, băgat... O spălați, aveți un mod, nu știu... Deocamdată nu, este păstrată așa cum au păstrat-o și ele, o spăl normal... cum mână, se întreține un obiect de valoare la mână, da. O să încerc să mai am câteva, vreo două, nu prea multe. O să încerc să le duc și la spălătorie, să vedem dacă semnele timpurilor rămân încă pe ele sau or să iasă, deși cred că ar fi frumos să rămână. Sub genericul Vâlcea ne stă bine în IE, Consiliul Județean și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale au organizat la Muzeul Satului și un spectacol extraordinar pentru a sărbători portul tradițional.